procesul de pregătire a taberei este în derulare. Sigur că faptul că a fost sistată activitatea taberelor pe perioada 2 ani este reflectat cumva și în condițiile și în starea anumitor blocuri. Cert este și e benefic că în acest an am reușit să extindem spațiile de cazare de la 150, anul acesta aici, în tabăra Alunelu, vor fi cazați 250 de copilași. Condițiile sunt bune, potrivite pentru cazarea și odihna copiilor. Este important de menționat că acum este procesul de recrutare a angajaților. Paralel se lucrează în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport asupra programelor, ofertelor care educaționale realizate pe parcursul zilelor, agenda zilelor, orarul activităților și tot așa mai departe. E foarte important să spunem că e un loc foarte bun, frumos. Sperăm că copiii se vor simți bine. Sigur că ne îngrijim și de partea de securitate, în sens că practic peste tot avem și camere de supraveghere. Vom avea și angajați din serviciul de pază care la fel vor supraveghea spațiile taberelor de odihnă. Sperăm să fie bine. În tabăra Alunelu au fost alocate în total 4.885.000 de lei, pentru salariu 1.300.000, pentru alimentație 1.974.000, pentru procurarea bunurilor 696, reparații capitale și curente 777, pentru cheltuieli pentru serviciile comunale 112.000 și alte tipuri de cheltuieli 22.000. Se realizează încă acum niște lucrări de finisare a unui bloc care va fi un bloc nou, total construit și deschis acum. E blocul unde va fi dislocat punctul medical și vor fi și 20 de spații de cazare pentru copilași. Va fi strămutat un alt bloc unde anterior au fost serviciu medical, acum îmbunătățim acest serviciu și respectiv blocurile care vor fi transferate vor fi iarăși amenajate spații de cazare. Deci la tabăra Alunelu întoi pregătirea pentru a deschide la data de 8 iunie pentru copiii din sectorul Botanica și municipiul Chișinău. La moment se pregătesc blocurile de locuit, se vopsesc, se renovează, se construiește un centru medical pentru copiii, unii o să aibă posibilitatea pentru un tratament bun, izolatoare, așa cum conform cerințelor, și construim pentru 20 de copii locuri de cazare. Suntem în proces de reparație. La data de 5 planificăm tabăra să finalizeze curățenie generală, reparație și să fim gata pentru a primi copiii din municipiul Chișinău. Anul curent, oferta educațională pentru odihna copiilor din sezonul estival 2022 este foarte variată. Vor activa 13 tabere cu sejur de zi. În cadrul acestor tabere se vor odihni 1111 copii. La fel avem 3 tabere constante, unde se vor odihni 6550 de copii. Aceste tabere constante, este vorba de Cireșari, care va activa 8 schimburi, a câte 10 zile fiecare schimb. Și tabăra Poinița Veselă și Alunelul, care va activa 7 schimburi și fiecare schimb va avea câte 12 zile. În cadrul taberelor, copiii nu doar se vor odihni, dar vor fi încadrați în diverse activități, atât cultural-distractive, cât și cognitive. Pentru aceasta sunt angajați educatori bine pregătiți, majoritatea educatorilor sunt antrenați din cadrul instituțiilor de învățământ, deci au studii superioare și sunt cadre didactice. Pentru activitățile sportive sunt angajați antrenori de sport, la fel care vor ghida activitatea sportivă a copiilor din tabără și vor avea grijă de antrenarea acestora pentru a promova un mod de viață sănătos.